O tânără din Dej a fost izbită în plin de un autoturism în timp ce traversa strada. În urma impactului, fata a fost aruncată pe parbriz, iar apoi a fost proiectată pe asfalt. La fața locului au intervenit de urgență polițiști, dar și un echipaj SMURD. Paramedici au acordat primul ajutor victimei, după care au transportat-o la spital pentru îngrijiri medicale și investigații suplimentare. Din fericire, tânăra de 20 de ani se află în stare stabilă, în urma impactului suferind mai multe leziuni la nivelul corpului, dar și un traumatism cranian deschis. În urma testării șoferiței cu aparatul etilotest, s-a stabilit că aceasta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Oamenii legii au deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă. Iar dacă se va dovedi că tânăra traversa regulamentar petrecerea pentru pietoni, șoferița va rămâne fără permis.